Europa FM. Minerva s-a angajat în Banca Națională, sau la Banca Națională, cum preferați. Da, poate avea nevoie și Banca Națională de niște predicții mai corecte. Știi că dacă domnul Isărescu a zis că o să fie și inflație și că se mai și temperează? Da, nu prea a fost clar. Să vedem ce arată astrele. E pe un post de execuție, Cătălin. Okay. Informația a fost confirmată pentru hotnews.ro de către oficiali ai BNR, care au precizat că astrologul lucrează la Departamentul de Mentenanță al Băncii Naționale. Ok. Ok. Deci are grijă de leu. Are grijă de leu. Citeam acum câteva zile că e presiune mare. Leul nostru începe să crească. Adică... Da, o să facă horoscopul bănesc. Da, horoscopul bănesc. Chiar ar trebui să caută și noi în dimineața asta un horoscop pentru toate zodiile în ceea ce privește... Am pe aici. Ce zodie ești? Pești. Stai că departe e prost alcătuit aici... Ai, nu mă ține în tensiune. Vrei, nu te țin în tensiune, dar ai cu pagini din ăla. Am zis și eu că ești în primele trei. Ești la coadă. Problema peștilor, că sunt mereu ultimii în horoscop și ori se termină emisiunea, ori nu găsește Cătălin finalul. Fii atent că spun eu la pești. Dacă vrei să avansezi în carieră sau în afacerile și proiectele tale, trebuie să fii mereu la curent. Pe n-are cu treabă cu bani. Uite aici. Hai. Zi tu cu bani. Peștilor le place să cheltuie bani, în special pe artă, muzică, teatru și muzee. Nu te-a nimerit că tu ești cu mașinile. Nu sunt foarte gospodar cu banii, fiind fir boeme și visătoare, și nu sunt confortabil să trăiască, ce-mi place exprimarea asta, ținând cu atenție de un buget. Dar săptămâna asta e cu schimbări. Te analizezi și înțelegi că pentru a obține lucruri diferite, trebuie să ai acțiuni diferite. Universul te va ajuta. Trebuie doar să știi cum să ceri pentru a-ți canaliza energia pe ceea ce vrei. Asta poate să însemne orice. Da. Știi? E așa. Asta e ca la conferințele de presa domnului Sărescu din când în când. Deci, serios că da. Mă rog. Mai uităm și la altă zodie, ca să nu rămânem doar la pești. Nu știu, berbec, la prima. Întreabă cineva dacă putem citi la Taur. Taur, ok. Da, e prost alcătuit horoscopul ăsta. Horoscopul cu Cătălin Strică. Da, mulțumesc, nu știu cum am. Ajungi la Banca Națională anul viitor. Știi că și domnul Pleșu face horoscop? Făcea. Am auzit ceva, da, nu știu. Da, mi-a povestit odată că avea pasiunea asta și făcea astrograme din astea, așa se cheamă. El e bun prieten cu Urania, au fost colegi de liceu, au crescut împreună și la facultate au fost colegi. Și a rămas cu pasiunea asta și a zis că făcea mult horoscop, făcea pentru prieten, pentru familie și aveam vrafuri de hârtie în casă. Și în momentul în care prin anii, la sfârșitul anilor 70, a început o uriașă anchetă a securității legată de intelectuali români și așa mai departe, primul lucru pe care l-a făcut a fost să distrugă astrogramele alea pe care le avea în casă, pentru că i-a fost frică. A zis, mă prind ăștia, cine știe ce mai au. Era vânătoarea de vrăjitoare pe vremea aia. Da, chiar exact. Și pe vremea aia. Chiar, păi mai ales pe vremea aia. Deci Taur, o săptămână interesantă din punct de vedere astral, îmi place. Dar și când vine vorba despre productivitate, lucrurile sunt cam tot așa. Un proiect în străinătate sau poate o deplasare în țară îți pot aduce un câștig substanțial. Taur, fii atent la oportunități. Urmează, ne zice cineva în mesaje, urmează mama Omida la paza lingourilor de aur. Hai, acum pe bune, dacă te uiți la cursul valutar, o să vezi că acum câteva zile, două sau trei, sau chiar ieri, nu mai știu exact, leu s-a întărit față de euro, deci se simte, domne, influența degeaba ustăcești. Domnul Isărescu, mergând la doamnă, avem aici o dilemă, nu știm pe ce cale să apucăm, ia să vedem, putem să cântărim un pic situația asta. Plus că a fost lună plină azi noapte și că e o lună din aia mai specială, când iară se strâng pentru tot felul de energie. E și noaptea Perseidelor. Nu? Urmează, dar e ca la curțile regilor, știi? Toți aveau câte un astrolog, mă rog, oamenii au avut și un astronom. Putem vedea cum, sau presupune cum va continua cariera domnului Isărescu. Nu? Dacă orice rege avea un astrolog. Există, domnul Isărescu oricum a avut un mandat mai lung ca un rege. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.